Candidatul PSD pentru funcția de senator în Parlamentul României, Liviu Mazilu, a fost în decursul zilei de astăzi, împreună cu echipa PSD Mehedinți, alături de cetățenii din comuna de Vesel. Și aici au stat de vorbă cu oamenii care sunt în mare parte dezamăgiți de actualul guvern care a tăiat subvențiile la tomate. PSD propune soluții concrete pentru a le asigura românilor un viitor mai bun. Campania electorală pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie este în plină desfășurare. Candidatul PSD pentru funcția de senator în Parlamentul României, Liviu Mazilu, a luat la pas comunele județului pentru a discuta cu cetățenii. Acesta a fost primit foarte bine și în comuna de Vesel. Sunt astăzi în comuna de Vesel, unde am găsit aceiași oameni gospodari pe care îi știam, oameni primitori, oameni preocupați de ceea ce se întâmplă cu viața lor. Mulți dintre ei dezamăgiți de faptul că această guvernare PNL a tăiat subvențiile la tomate, cele instituite de fostul ministru PSD Petre Daia, oameni cu multe nemulțumiri, dar care își pun speranța în candidații PSD. Sunt convins că într-un număr foarte mare vor vota Partidul Social Democrat la alegerile parlamentare. Noi am promis că vom fi în continuare alături de comuna de Vesel, a fi alături de fiecare fermier și de fiecare român. Oamenii își pun încrederea în Partidul Social Democrat și la de Vesel, spunând că o să susțină candidații PSD pe 6 decembrie. Aceștia își doresc ca Partidul Social Democrat să oprească măsurile aberante luate de liberali în ultima perioadă. Pe 6 decembrie susțineți candidații PSD? Da, susțin candidații PSD pe 6 decembrie. Sunt hotărâtă să vin la votare. Vă doriți schimbarea? Schimbare. Schimbare că PNL-ul ne-a dus la râpă. Susțin candidații PSD și chiar intenționez să influențez și marea majoritate a oamenilor săraci să susțină candidații PSD. PSD-ul este partidul oamenilor care au sau nu au posibilități așa și consider că este un lucru pe care trebuie să-l facem cu toți. Îl cunosc. Domnul Mazilu este un om serios, un om care chiar și merită să fie în funcția de senator. Așa, și este unul nostru din Mehedinți, un om vertical, un om foarte serios. Partidul Social Democrat va obține un scor covârșitor la alegerile din 6 decembrie, date fiind toate investițiile pe care socialdemocrații le-au realizat în Mehedinți, județul nostru fiind în ultimii ani un șantier în lucru.